Miercuri, cu începere de la ora 11 la sala Arta Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, a avut loc vernisajul expoziției intitulate Mareșalul Constantin Prezan, 160 de ani de la naștere. În condiții de pandemie au fost prezenți reprezentanții ai instituțiilor muzeale din Alba Iulia, Iași, București și Vaslui, muzee care au participat cu obiecte expoziționale la această manifestare spirituală de excepție. Ne aflăm astăzi, 27 ianuarie, în sala Arta a muzeului, pentru a vernisa expoziția Mareșalul Constantin Prezan, 160 de ani de la naștere. Cu această ocazie dorim să omagiem personalitatea acestui mare român, care prin contribuția adusă la înfăptuirea Actului Unirii din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia și, bineînțeles, menținerea acestui act, a fost un model și a rămas în continuare un model de comportament militar. E o zi importantă pentru istoria noastră națională și mai ales este o zi importantă pentru noi cei din zona Vaslui, pentru că astăzi omagiem o personalitate extrem de importantă și o personalitate marcantă, un geniu militar care a avut un rol decisiv în prima conflagrație mondială. Am considerat că este normal ca noi, cei de aici, să îi cinstim memoria și să anunțăm pe cei care poate au uitat că Mareșalul Constantin Prezan, Mareșalul Unirii, a fost cel care a avut un rol extrem de important în desăvârșirea ulterioară a României Mare. Nu este o legătură directă, chiar dacă Mareșalul Prezan a fost prezent la Alba Iulia în 1919, cu ocazia primei vizite regale din Transilvania, și în 1929, când s-au sărbătorit în mai 10 ani de la Unire. Nu mă întreba de ce în mai s-au sărbătorit 10 ani de la 10 decembrie 1919, că e o poveste mai lungă. Și cele două vizite sunt ilustrate prin câteva fotografii, așa trage atenția doar asupra uneia de la Arbut. Mareșalul Prezan este surprins într-o postură mai umană. Nu este acel soldat rigid, în uniformă, este în uniformă în poză, dar dansează un dans foarte interesant, care se dansează doar în Munții Apuseni, este vorba de Țarina Brudului. Se pare că era un bun dansator pentru că l-a prins imediat și poate fi văzut în fotografie, dar sunt foarte frumos cu o localnică îmbrăcată în costum popular. Ne-a bucurat această inițiativă a Muzeului de la Vaslui, de a face expoziție dedicată de la Mareșalul Prezan, și am încercat să fim alături cu ceea ce am putut, cu ceea ce aveam în colecțiile noastre, din păcate nu foarte multe lucruri, câteva obiecte și mai multe documente privitoare la activitatea generalului Prezan din iulie-august 1917. Aș vrea să subliniez puțin legăturile lui Prezan cu orașul Iași. Ceea ce se mai păstrează și astăzi este clădirea Liceului Militar din Iași, care a fost mai de stat major în primul război mondial, deci atunci când acest instituție era condusă de Prezan. Iar vis-a-vis există și astăzi o casă greceană, unde se adunau conservatorii din toată țara prezenți atunci la Iași, iar Prezan frecventa acest cerc, unde se aduna lumea însemnată și unde gazda avea și o pivniță foarte bine garnisită cu vin de cotnar, foarte greu de găsit în perioadă. Dar înainte de aceasta, legătura generalului Prezan cu Iași a mai fost și prin faptul că el a condus corpul 4 armată, armata de nord, la vremea respectivă, care există clădirea, este clădirea Palatului Copiilor de astăzi din Iași, fostă casă Cantacuzino Cozarini, casa pe care cred că el a acordat-o reginei Maria Casei, după perioada cât a stat în refugiu la Iași.